Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 168 ediții de analize economice, un proiect comun edit viitor și privesc eu, toate celelalte ediții le vedeți pe pagina noastră oficială sau pe pagina mea, ionita.md. Astăzi vreau să discut despre un subiect despre care noi revenim destul de des, fac chiar și un anunț, într-un viitor apropiat voi face prima publicație așa numită sărăcie de vacanță, este un indicator care este calculat în toată Europa, sau în ce măsură forța de muncă își poate permite să meargă în vacanță. Sper că va fi un indicator interesant, este în baza unui sondaj realizat de IDIS Viitor, un parteneriat cu CBS AXA, așa că într-un viitor apropiat veți vedea și acest aspect de odihnă. Dar astăzi vreau să mă întorc la un subiect despre care noi, în diferite formate, am mai vorbit, turismul rural, și anume din motivul, care este motivul revenirii, este legat de faptul că noi am anticipat că în acest an vom avea peste 50.000 de persoane care se odihnesc la agropensiuni, deja am depășit cifra de 50.000 și cu ajutorul Dumnezeu cred că ajungem la 60.000, lucru impresionant sau de 4 ori mai mult decât a fost în media ultimilor vreo 10 ani de zile. De ce a crescut, cum a crescut, care sunt provocările de bază și de ce trebuie să atragem atenția la această ramură, voi vorbi acum. Deci după mine, noi, turismul la noi că rămâne a fi slab dezvoltat. Moldovenia doar descoperă turismul, să mulțumim pandemiei la acest lucru. Iar autoritățile statului trebuie să încurajeze, deoarece economia secolului 21 este economia serviciilor, iar turismul este una dintre cele mai importante ramuri de odihnă, atât turismul pentru populația, pentru moldoveni, cât și turismul străinilor care trebuie să vină în Republica Moldova. Haideți să începem cu pensiunile agroturistici. Când spun agroturistici rurale, eu voi avea în vedere unul și același lucru. Deci noi, cei care stăm în oraș, când facem o ieșire din oraș, mergem în zonele rurale Republicii Moldova, dacă mergem pe o zi, suntem niște turiști plăcuți, dar dacă am mai luat și o cazare pe noapte și am mâncat acolo, suntem cei mai așteptați, adorați turiști de cei de cu agropensiune și de populația noastră din zonele rurale, care ne iubesc și ne așteaptă la ei. Pensiunile la noi au apărut în 2004 și atunci cota lor era, nu era nimic. Până în 2015, dacă observați, cota agropensiunilor în totalul unităților de cazare oscila la 3-6%, era destul de puțin, s-a ridicat la 7%, iar apoi am stagnat, de fapt, bătând pasul pe loc la nivel de 5%. Până în anul 2019, agropensiunile la noi nu dețineau o cotă mai mare de 5%, deci plus, minus, când 3, când 4, când 5, 7% a fost o excepție, în rest noi practic am stat la nivelul de 5%. Ce s-a întâmplat? A venit anul 2020, acela nenorocit care ne-a creat sumedenii de probleme, dar la noi a avut și ceva pozitiv. Cetățenii Republicii Moldova în proporție de 90% se odihneau peste hotare. Deci când pe buni mergeau la odihnă, mergeau peste hotare. Din cauza pandemiei n-am tot merge peste hotare. Și noi, cu surprindere, am aflat că Republica Moldova tot e o țară frumoasă. Noi atunci am descoperit și atunci străinii n-au prevenit și hotelurile și toate celelalte unități de cazare practic au intrat într-o criză foarte mare, iar agropensiunile au cunoscut anul lor de glorie și au ajuns la o cotă de 16%. După aceasta și-au revenit celelalte unități de cazare, iar astăzi la noi agropensiunile dețin stabil cota de 12%. Dacă observați, au făcut un salt calitativ și în prezent ele dețin deja o cotă de piață de 12%, lucru care trebuie să ne bucure și s-a întâmplat toate acestea după 2020, când noi cu mare surprindere am descoperit turismul. Înainte de a trece la agropensiuni, vreau să mai dau o cifră interesantă legată de străinii care vin în Republica Moldova. Deci aici vreau să menționez o cifră. Până în anul 90-91, în Republica Moldova veneau cam 300.000 de persoane din afara Republicii Moldova. Când spunem străini, aveam în vedere toți cei din fostul Uniunii Sovietice. Haideți să-i poruclim străini. Că atunci nu erau străini, noi 300.000 de persoane veneau în mare parte organizat. Poate vreodată voi face o analiză mai profundă. După aceasta s-a prăbușit ramura turistică la 15.000 de persoane și am stat la acest nivel destul de mult. Astăzi, noi am crescut până în 2019 la 174.000 de persoane străine care au venit în Republica Moldova apelând la unitățile de cazare colective, deci nu spun de străinii care vin aici și își încherează casă sau stau pe termen lung, vorbesc de acela care în mod tradițional poate fi tratat ca turist indiferent de scopul vizitei lui. Pandemia ne-a dus de 10 ori mai puțin, am ajuns la 17.000, cel mai mic nivel, cred că din
nu știu, minimul vreo 100 de ani de zile, deci practic n-am avut străini în Republica Moldova, iar astăzi, în acest an, noi am ajuns deja la 233.000 de persoane în valoare anuală, cu un record absolut trimestrial de 66.000 de persoane. Deci în trimestrul 2 am avut 66.000 de persoane, în trimestrul 3 cred că vom avea o cifră și mai mare, că trimestrul 3 de regulă îi mai îmbucurător, iar anul cred că îl terminăm la 250.000 de persoane, de străini care au venit în Republica Moldova apelând la unitățile de cazare în afară de cei care merg pe la rude prieteni sau închirează o locuință. Dar după cum am spus, străinii care vin la noi vin pe două filiere. Prima vin prin turism organizat, doi vin de sine stătători, dar tot îi putem trata ca turiști. Și aici eu dau foarte clar, dacă observați, noi am avut prin turism organizat, întotdeauna am avut cam 20.000 de persoane, restul, dacă luăm 2019, 20.000 de persoane turism organizat, 154.000 neorganizat. Încă, dată, repet, în perioada sovietică, noi aveam anual cam 300.000 de turiști în mod organizat, neorganizat, practic nu erau atunci. Acum noi am ajuns să avem 20 plus 150.000. Acum, dacă ne uităm atent în acest an, noi deja prima dată, după destrămarea Uniunii Sovietice, noi am trecut de 50.000 de turiști, cred că alternăm anul cu cel puțin 55.000, poate ne ducem în 60.000, observăm o creștere pur și simplu spectaculoasă până în 2019, mai mult de 20.000, am avut anul 2005 25.000, dar în rest cam 20.000, acum am ajuns la 52.000, o creștere după pandemie, o creștere stabilă, constantă, străinii redescoperi Moldova, vorbim de turism organizat 52.000, 53 aproape, și turismul neorganizat 180.000, deci record absolut, în total 233.000, poate reușim să terminăm o anul în 250.000 și într-o an sau două să depășim nivelul maxim atins în perioada sovietică, numai că atunci turiștii erau din fosta Uniunii Sovietică, dar acum vindem toată lumea, evident, primii, când spunem turiști, avem în vedere România, după asta alte țări. Dar, după cum am spus, noi am vorbit până acum de, în general, străini, dar acum haideți să ne întoarcem la agropensiune. Deci, dacă vă uitați atent, prima agropensiune adevărată a fost deschisă în 2004, am avut mai puțin de 400-300 ceva de turiști timp de un an de zile. Deci, timp de un an de zile am avut cam 400. După aceasta a fost o creștere până în 2015, vedeți, o creștere-necreștere, deci am cam bătut pasul pe loc. Apoi până în 2020, iarăși, parcă am crescut, parcă ne-am dus în jos, vedeți, 2019, 2020, tot ne-am dus în jos și uitați-vă ce se întâmplă după aceasta. 2021 și linia merge o săgeată în sus, pe ușa și mă gândesc când fac prognoza, cum să o fac, pur și simplu duc săgeata în sus. Dar dacă vorbim la modul serios, în acest an, astăzi am ajuns la 53.000. în valoare anuală, cu recorduri absolute. În primul trimestru am avut 10.000, niciodată n-am avut atâta turiști în perioada de iarnă. În trimestru 2 am avut 13.600, niciodată n-am avut atâta într-un singur trimestru, niciodată n-am avut. Trimestru 3 eu consider că va fi unul și mai promițător, trimestru 4 va fi unul iarăși absolut record pentru perioada rece anului și sper că terminăm anul la 60.000, ceea ce este extrem de îmbucurător. De 60.000 de cetățeni comparativ cu 15.000. Deci noi astăzi am ajuns să fim de 4 ori mai mulți să meargă moldoveni la agropensiuni, că mai are majoritate sunt moldoveni, decât până la pandemie. Deci, ceea ce este îmbucurător. Cine sunt cei care vin? 72% sau peste 70% sau 3 pătrimi sau 3 din 4 turiști care se gândesc în agropensiuni sunt cetățenii Republicii Moldova, dar vin străini. În acest an, în trimestrul 2, din 53.000, 38.000 sunt moldoveni, 15.000 în valoare anuală, în vedere. Deci în valoare anuală sunt străini. Dacă observați, străinii au ajuns tot recordul absolut, 15.000, deci anul ăsta va fi recorduri. Cred că 60.000 record absolut la străini, record absolut la moldoveni și record absolut la agropensiuni. Haideți să ne uităm la moldovenii care sunt cazați în agropensiuni. Dacă observați, noi am avut în general până în 10.000. În acest an vom depăși cu ușor 40.000, deci o creștere de 4 ori. Cetățenii Republicii Moldova descoperă agropensiunile, cetățenii Republicii Moldova au văzut că se poate deocnit în Republica Moldova, ce este îmbucurător. Cât stăm noi acolo?
Când ele s-au deschis și erau foarte puține agropensiuni, el de fapt erau cu o destinație de odihnă. Deci eu nu avem studii speciale, dar din ceea ce a realizat Iris Viitorul legat cu vacanțele la moldoveni, noi avem trei tipuri de vacanță. Cei care merg peste hotare, cei care merg în Republica Moldova, cei care merg peste hotare și ca o vacanță suplimentară este Republica Moldova. Deci până în perioada 2005-2009, când erau foarte puține, dacă observați, străinii stăteau aici cam 6-7 zile, moldovenii stăteau 4 zile. Deci eu nu-mi imaginez ce poți face la o pensiune, dar atunci erau puțini și puțină lume mergea. Cei care mergeau, de fapt, era o vacanță de plină. După aceasta, în revenit la normal, în perioada 2020-2024, ceea ce vorbim noi. Noi avem străinii stau cam 2-3 zile, moldovenii stau 1-2 zile, deci 1-2 nopți. Deci tot ce trebuie să facem noi, să asigurăm ca și moldovenii să stăie cam 2 nopți cel puțin, 2-3 nopți ar fi cel mai bine. În felul acesta să încărcăm capacitatea de cazare, deoarece noi în ultimii ani de zile, și acum și mai târziu vă arăta, am creat foarte multe capacități de cazare și cât n-ar fi de strani, avem mulți turiști, dar ei nu reușesc după numărul de unități de cazare care le creăm noi. Senzația mea este în felul următor, să în cont că Republica Moldova nu prea e unde face afaceri. Și atunci când mulți au văzut cât de bine încep a veni turiști și moldoveni și străini, toți au aruncat la crea agropensiuni. Și uitați-vă, noi am avut înainte 15.000 de turiști, de turiști anual la agropensiune, am ajuns acum la 60.000, când m-au auzit, eu spun, erau 15.000 și acum 60.000, ați putea spune, wow, păi aici o duc ca boieră. Nu prea. Din ce cauză? Este un indicator care arată gradul de ocupare a agropensiunilor sau câte procente din paturile din agropensiuni sunt utilizate timp de o an de zile. De ce este important acest indicator? Deoarece dacă acest indicator este mai puțin de 40%, ai o problemă. Deci ca o agropensiune se dezvolte în armonios, ca un hotel se dezvolte în armonios, ar fi bine ca gradul lui de ocupare să fie cel puțin 40%. Uitați-vă, în 2010 la noi era 16%. De fapt, un pat din 7 zile era, din 6 zile era utilizat o zi. Apoi a scăzut până la 6,9 din cauza că s-au creat multe capacități. Am crescut, 2020 a fost prost, iar acum suntem cam la 13%. Deci din 7 zile o agropensiune la noi este ocupată o zi. Admit că mai există și economia tenebră, nu toate locurile sunt raportate, nu totul este oficial, dar plus minus situația rămâne încă destul de complicată, de ce aceasta are loc? Repet, din simplu motiv că la noi s-au creat foarte multe agropensiuni, voi vorbi într-o viitor ceva mai încolo, voi arăta, și se primește că la noi industria merge înaintea clienților. Chiar dacă numărul de clienți a crescut de 4 ori, numărul de locuri a crescut și mai repede și la noi, în realitate, în prezent, gradul de ocupare este 13%. Dar e ceva bun. Eu am luat și am împărțit două perioade anului, perioada rece, perioada caldă. Din ce cauză, dacă vă uitați atent, în special în 2010-2014, se vede o diferențiere foarte mare. În perioada caldă anului, deci trimestrul 2 și trimestrul 3, noi am avut la agropensiuni cam gradul de încărcare de 18%, de două ori mai puțin decât trebuie să fie, iar în perioada rece anului 5-6%. Deci, practic, agropensiune în perioada rece a anului nu avea niciun client. După aceasta vine 15% și 5,5%, iar astăzi, și asta e partea bună, la noi a dispărut diferența dintre iarnă și vară. Deci partea bună, partea rea care era la agropensiune, erau că ele erau sezoniere. Deci se făceau agropensiunea, vara mergeau și moldovenii și străinii vineau, iarna nu vinea nimeni. Și atunci este foarte greu să-ți menții și lucrătorii, și pensiunea, vă dați seama că chiar n-ai costuri mai mari. Acum partea bună, că turiștii merg la odihnă mai mult sau mai puțin constantă, deci repartizarea pe trimestre este mai mult sau mai puțin egală și în perioada, în ultimii 5 ani de zile, vara, gradul de încărcare a fost de 11,5%, iarna de 10,4%, ceea ce este îmbucurător. Să nu uităm că aici avem anul 2020, un an foarte prost. Data viitoare, când voi publica datele, voi scoate anul 2020 din calcul, că el nouă ne distorsionează foarte tare cifrele, dar vedeți că practic s-o echivalat iarna cu vara.
Ca să înțelegem locul acesta, haideți să vedem câți turiști s-au odihnit la noi pe perioada rece anului. Dacă observați, înainte numărul lor era foarte mic, anul trecut noi am avut o prognoză optimistă că vor fi 21.000, în realitate a fost 23.000 de oameni doar în perioada rece anului s-au odihnit. În acest an eu fac o prognoză deja optimistă că vor fi 30.500 persoane. Dar dacă va fi de la 28.000 în sus, deja este bine. Deci sper foarte mult că vom avea în această iarnă doar la agropensiuni fixat de două ori mai mult decât aveam înainte timp de un an întreg. Deci asta se întâmplă la doi factori. Crește numărul de oameni care merg la turiști care merg să odihnească în zonele rurale ale Moldovei și doi, a dispărut diferența dintre vară și iarnă. Deci altfel spus, frigul de afară nu influențează absolut nici într-o formă odihna noastră. Dar după câte țineți minte, v-am spus că apărea un paradox. Cum? Adică a crescut numărul de turiști, dar gradul de încărcare a pensiunilor a scăzut. Răspunsul este legat de număr de locuri de cazare care le avem noi în pensiunile rurale. În 2005 am avut 210, în 2020 am avut 1060. Observăm o creștere relativă, a fost din 2005 până în 2010, am avut o creștere bruscă, apoi o creștere normală până în 2020. Și uitați-vă atent, din 2021, 22, 23, în 3 ani de zile, 3 ani de criză, 3 ani de zile când am avut pandemie, creștere resurselor energetice, crize economice, veniturile populației care scad, deci tot ce știți rău să o spuneți, puteți să o spuneți, la noi a crescut număr de pensiuni cu peste 50%, de la 1060, număr de locuri în pensiuni de la 1060 până la 1630. Deci noi am avut o creștere pur și simplu spectaculoasă. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? În Moldova nu prea ai unde investi, în Moldova nu prea ai unde faci afaceri și atunci oamenii din domeniul dat au observat că sunt turiști, chiar dacă numărul lor raportat la capacitățile noastre este cu mult mai mic. Deci noi avem capacități cel puțin de 3 ori mai mari decât numărul de turiști care au venit. Totuși oamenii investesc în acest an, eu cred că numărul de locuri în pensiuni va fi de cel puțin 1750 și am dat o creștere modestă, cred că numărul va fi cu mult mai mare. Eu până și gradul de încărcare al iau de la 1750 și dacă observați, tot ce avem noi de făcut, dar statul a ajutat, ajută inclusiv prin diferite programe ca agropensiune să dezvolte, dar programul numărul 1 care o să-l facem pentru dânsi, asta nu e izolare termică, asta nu e dotarea lor, dar asta e crearea așa numitul managementul destinațiilor. Când dezvoltăm branduri de destinații turistice și promovăm turismul rural, ca mai mulți moldoveni, ca mai mulți străini să meargă, deci am pățit-o exact cum am pățit-o cu vinul, când ne-am dat seama că nu e problema să-l producem, dar problema să-l promovăm și să-l exportăm. Exact așa și cu turismul nostru rural. Este o ramură extrem de promițătoare, este o ramură care în perioada de criză și-a crescut capacitatea cu peste 50%, este o ramură care în perioada de criză și-a crescut numărul de turiști de 4 ori, este o ramură care, într-adevăr, merită toată atenția noastră, tot ce avem de făcut, să creștem de la 60.000, care sper că finalizăm acest an, la 120, și apoi, încet, încet, să ne ducem acolo unde trebuie să ajungem, la 300-400.000, nemai vorbind de țările cu tradiție în turism, care, pe suprafeță cu mult mai mult, mici asigură turiști 3, 4, 5 milioane. Noi să ajungem cel puțin la 300.000 de turiști, ceea ce am avut cândva. Vă mulțumesc și sper foarte mult că această informație va fi utilă nu doar celor care activează în domeniul turismului, dar și fiecare cetățean care se gândește să meargă undeva la odihnă și autoritățile statului care merită și trebuie să atragă atenția unei ramuri atât de promisătoare cum este turismul rural în Republica Moldova. Vă mulțumesc și până data viitoare!